Chindia ar fi trebuit să joace săptămâna viitoare cu Dinamo, iar pe 20 februarie cu Rapid. Ambele meciuri de verificare au picat, în condițiile în care Rapidul a plecat în India, iar Dinamo a anunțat că declină propunerea făcută de târgovișteni. Practic, întreg programul de pregătire al târgoviștenilor se va schimba. Rămâne în picioare doar meciul de pe 6 februarie cu SCM Pitești și există tratative la acest moment cu CSE Balotești pentru un joc pe 13 februarie și cu FC Brașov pentru data de 20 februarie, cu o săptămână înainte de reluarea campionatului. Chindia a încheiat miercuri la prânz mini-cantonamentul de la Mogoșoaia cu un joc amical cu ACS Berceni, câștigat cu 3-1. Liviu Mihai, Honciu și Neguț au marcat golurile echipei dâmbovițene.